Salutare tuturor! Astăzi suntem într-o livadă de prun, care din păcate nu s-a efectuat stropirea împotriva viespei sâmburelui de prun. Atunci când avem atac de viespe, poate vedea un punct negru pe fruct și de acolo, în interior, vom găsi un vierme care pur și simplu mănâncă sâmburele în interior. Iar fructul cu siguranță, nu știu dacă neapărat va cădea. Există posibilitate să cadă încă de pe acum, sau în același timp există posibilitate să crească aproape de mărime normală, dar atunci când este la mărime normală, va cădea jos. Vreau să secționăm un pic această prună și să vedem ce găsim în interior. Am desfăcut-o și uitați exact canalul pe unde a intrat și sâmburile se poate vedea că este atacat și mâncat. Iar în interior vom găsi viermele. Da, deci producție compromisă. Și din păcate cam toate sunt așa. Rar am mai scăpat câte una. Uitați alta aici. Se poate vedea atacul. Salutare tuturor! Astăzi facem o stropire la măr și păr, stadiu dimensiunea fructului cât măslina. O să vă arăt exact stadiul în care se află pomii și în care trebuie să facem această stropire. O să folosim fungicid Luna Experience pentru combaterea rapănului și a făinării. Luna Experience în proporție de 20 de ml la 10 litri de apă. Insecticid Karate Zeon 3 ml la 10 litri de apă. Acaricid Vertimec, foarte bun pentru a combate afidele, păduchile galicol și mulți alți dăunători. Și, nu în ultimul rând, un foliar Verdomax în proporție de 20 de ml la 10 litri de apă. Toate combinate și va trebui să facem stropirea. Biosimulatorul foliar stimulează dezvoltarea plantei, crește producția și este un biosimulator 100% organic. Luna Experience, Karate Zeon, Vertimec și Verdomax. Acesta este stadiul ideal în care putem să facem stropirea la dimensiunea fructului cât măslina. Încă se mai răresc din fructe, dar în mare parte se opresc cam 2, maxim 3 pe buchet. Aceasta este dimensiunea fructului la măr. Această livadă este o livadă nouă pentru mine și o să o luăm în lucru. Am făcut tăiere în primăvară și acum prima stropire pe care o aplicăm pomilor în stadiu de vegetație. Cam așa este fructul în momentul acesta. Ca soiuri, din ce mi-a zis proprietarul,
Ida Red, Ionatan, Golden, soiuri vechi și soiuri bune. Sistemul foliar este unul bun, ținând cont că nu s-a făcut niciun tratament până în momentul de față. Singurul tratament pe care l-a făcut, mi se pare că a fost aplicarea unui fungicid exact după tăiere. Fructe sunt, acum sperăm să fie tot bine și să le ducă la maturitate. Atâta timp cât pomul este viguros, are de unde să tragă și cu siguranță fructele se vor dezvolta mult mai repede și mult mai ușor, mai ales după această stropire, plus că ne ajută și biosimulatorul de creștere de la Verdomax. Aici, cu siguranță, nu o să rămână ele toate 5. Ideal ar fi undeva la 3 și să le avem situate în așa fel încât să nu să lipească una de alta, pentru că există posibilitatea ca în cazul în care nu facem tratament să atace viermele, însă nu acum este perioada lui. Aici avem fructe mult mai mari, mult mai dezvoltate. Însă mă bucur mult că sunt. Aici chiar este mult mai dezvoltat, deja ușor, ușor se poate prinde, știți, între două degete și astfel ne putem da seama de mărime. Da, acolo unde sunt 5, ideal ar fi să rămână 3 pentru a le duce fără probleme și în același timp pentru a avea o calitate foarte, foarte bună. Mergem un pic și la peri. Înainte de a ajunge la peri, vreau să vă arăt și stadiul cireșelor. La acest cireș a trebuit să scot câțiva lider central pentru a băga soare în coroana lor, în coroana acestor cireși, și se poate vedea că este mult mai bine. Este mult mai bine configurat el ca formă. A avut atac de monilioză, se poate vedea aceste vârfuri uscate. Aceasta este monilioză și din păcate e rău când avem monilioză, pentru că și fructele poate să sufere după această boală. Acum vom vedea și vedem exact cum se vor dezvolta ele ca fructe. Un cireș de peste 10 ani, zic eu, în care zic că anul ăsta o să avem ce să culegem. Vom vedea. Aici avem un gutui și el promite. Încă este la stadiu de scuturare petale. Unii mai târziu, alții mai chiar mai înaintați cu acest stadiu. Și la el aplicăm același tratament. Spuneam de peri. Aici se pare că este Williams roșu. Un soi de păr foarte bun. La fel cum este și fratele lui, Williams galben. Ca formă este cu lider central. A fost într-adevăr tăiat. De aici se poate vedea că axul s-a scos. Dar facem în așa fel încât să readucem un ax central
la acest păr. Aici nu mai poate fi vorba. Este un vas. Este un păr, dar nu știu exact soiul. Posibil napoca. După ramurile lungi pe care le are. Ramuri lungi și zone de garnesite. Eu zic că e napoca. La cum arată el în momentul de față. Vom vedea. Avem și producție frumoasă și la păr și exact tratamentul pe care îl facem în acest moment este ideal pentru el. Deja fructele sunt alese, foarte puține au mai rămas pentru rărirea fiziologică, ca ele să se efectueze, însă avem atac de afide sub frunzele acestea situate mai pitite așa. Dar cu acest tratament eu zic că vom combate aceste afide. Și la măr avem atât încrețire cât și atac de rapăn, mai ales dacă sunt soiuri predispuse la aceste boli, sunt sigur că se stabilesc în pom și mai greu de combătut, dar dacă suntem preventivi cu tratamentele, se poate rezolva. Vedeți, aici se poate vedea o încrețire a frunzei și ușor, ușor aceasta se va elimina, dar ce e mai rău e că frunzele noi care deja vin în coroana pomului sunt deja încrețite. Așa, dacă aplicăm acest tratament, cumva combatem rapănul pentru a nu mai fi existent în pom. În rest, avem și ceva prune. Aici e mai greu pentru că nu s-a efectuat, uitați, nu s-a efectuat stropire împotriva viespei și așa arată o viespe, o prună înțepată de viespe. Da, un punct negru și acolo crește viermele. La fel și aici. Deci nu te joci, nu te joci. Ai pierdut tratamentul, ai pierdut și producția. Uitați. Deci nu te joci cu viespea, asta nu te așteaptă pe tine. Într-adevăr, fructul va crește, dar în toamnă o să cadă la dimensiunea fructului. Cât, uitați ce daune poate să facă la dimensiunea fructului, cât, nu știu, poate chiar la dimensiune maximă, dar atunci nu mai sunt bune, nu. Dar de multe ori le avortează de pe acum, nu mai sunt hrănite pentru că este atacat sâmburile și nu mai poate să fie crescut. Ia uitați. Da, sunt daune grave atunci când vine vorba de viespe. Ia uitați aici. Pericol. Da? Și dacă e s-o sparg, larva este acolo. Ia uitați. Da? Deci așa se poate vedea atacul viespei sâmburelui de prun. Urât. Și din păcate nu mai este nimic de făcut pentru prună, pentru că uitați viermele înăuntru. Se mișcă acolo și în spate.
Din păcate nu mai este nimic de făcut acum prin a interveni, pentru că atâta timp cât inima prunei, să zic așa, este atacată, cu siguranță va muri. Nu știu dacă se vede. Am reușit să o deschid și uitați viermele nunci. Viermele este fix în interior. Da, deci nu te joci cu viespea sâmburelui de prun. Asta e. S-auzim de bine și data viitoare, cei care aveți această problemă, să încercați să nu mai ratați acest tratament foarte, foarte important. Uitați. Salutare.